dimineața tuturor. Am revenit în ultima parte a matinalului Art FM cu Ștefan și colegul nostru, cel mai nou coleg al nostru, Andrei din Brașov, cu rubrica Holiday Cards, și a venit să ne și viziteze, să discutăm. Neața, Andrei! Bună dimineața și bine v-am găsit în minunatul matinal al dumneavoastră. Super! Cum a fost drumul până aici? Destul de lejer, un pic de polei prin predeal, dar de la Comarting încoace foarte lejer și foarte liber pentru o zi de miercuri. O zi de miercuri până la urmă. Un pic București aglomerat până am ajuns la voi, dar restul a fost cum trebuie în grafic. Cu ajutorul Sfântului Waze am ajuns cu bine la dumneavoastră. Nu se compară cum e la Brașov cu traficul, nu? Nu prea se compară, dar ne adaptăm situației. Pentru cei ce nu știu, să-l prezint pe Andrei, el în fiecare luni și miercuri de la 9:30 îl face cu noi dimineața rubrica Holiday Cars. Și că tot o să începem cu rubrica, hai ca să-i dăm drumul. Spune-ne, te rog, pentru că tot am venit aici să luăm un fel de review full total. Ce ne poți spune despre acest business, cum a luat ființă? În 2018, împreună cu cel mai bun prieten al meu, Iosif, am înființat, să zicem, firma Holiday Cars. În prima fază am pornit pe sistemul de lipsă de folosință în baza RCA-ului conform legii din România și cu timpul ne-am extins și către partea de turism la cererea clienților. Avem un parc destul de variat și de 7 autoturisme care sunt destul de noi. Și dorim să promovăm turismul românesc, părțile mai puțin mediatizate din jurul Brașovului. Super. În ce an a fost înființat? Anul 2018. Oh, deci recent, acum nici 3 ani. Suntem tinerei. Suntem tinerei și dorim să să aducem în cer scuze, cafeaua? Emoțiile. Stai liniștit. Cafelul. Aducem monumentele și locurile mai puțin vizitate din această țară. Da. Practic, acest business, ce aduce nou în turismul românesc, ca și practic de business de închiriat mașini? Ce aduce nou? Ce dorim să aducem nou în acest business, demarăm o campanie în care promovăm și anumite trasee pe o rază de 100 de kilometri din jurul Brașovului. Ok. Am început cu cetățile fortificate. Ok. Avem cetățile fortificate de la Sânt Petru, Hărman, Prejmer. Prejmerul, care este o cetate fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO. Mm-hmm. După care continuăm către partea de Rupea, Feldioara, Viscri, Fischer și Meschendorf. Mergem pe partea de cetatea Făgărașului și toate ce este în jur, în partea din Ținutul Secuiesc, care este iarăși o zonă foarte frumoasă și mai puțin mediatizată. Mm-hmm. Avem lacul de Smarald, care este o atracție în ultima perioadă, toată lumea vine, foarte mulți oameni petrec mult timp acolo făcând poze și peisajelor și coloanelor de bazalt. Din ce am înțeles de la tine, că de acum, deja sunt săptămâni de când vorbim, practic voi aveți acum o campanie, cum știe toată lumea, despre One Day Trip, despre această 100 de kilometri care vrei să o faci cu turiștii. Dar gândurile pentru promovare, planurile pentru promovare ar fi această campanie. Vor mai fi și alte trasee, să zic, poate din afara județului? Da, ne-am gândit să ne extindem și spre celelalte județe, de ce nu către toată România, deoarece avem o țară minunată care trebuie luată pas cu pas
Și vorba unui client care ne-a transmis că avem o țară frumos de sălbatică sau sălbatic de frumos, cum doriți dumneavoastră, și mergem, avem de străbătut în Bucovina, de la mănăstirile bucovinene, mergem către partea de Maramureș, unde este o zonă foarte frumoasă, de la cimitirul Vesel, partea de mănăstirea Bârsana, coborâm către Timișoara, către cazanele Dunării, avem ce vizita. Aș avea și eu o întrebare pentru tine. Ce servicii oferi? Oferim servicii de ghidaj turistic, pe lângă închirierea de autoturisme. Vrem să aducem noutate pentru a ghida turistul care vine în Brașov, de a-l scoate cumva din confortul de a după ce vizitează, bineînțeles, Brașovul cu Biserica Neagră, Piața Sfatului, să-l scoatem din confort și să-l ducem către zone mai puțin mediatizate și pentru a vedea lucrurile și din alt punct. Wow. Avem zona dinspre Zărnești, de la cheile Zărneștiului. Da, cheia acolo, de la Plaiu Foi, nu? De la Plaiu Foi, avem satul Măgura, care este extraordinar de frumos, unde toată lumea rămâne foarte impresionată de peisaj. Satul Măgura, Paul, tu știi că ești din Brașov, este între munții Piatra Craiului, crestele Piatra Craiului și crestele Bucegilor. Super, super fain, super fain. Dorim să avem în plan și un proiect, să zicem așa, un pic mai extrem, care sperăm să-i dăm drumul cât de curând. De câte ori nu v-ați gândit că ați vrea să faceți un lucru extraordinar, extrem, care nu-l face toată lumea. Și avem în plan să pornim de la Tiroliana, de la 7 scări, care este cea mai lungă tiroliană, dacă nu mă înșel, din România, are 4 km. Da, dacă nu mă înșel, se duce dintr-un colț în altul al... Da, urmează traseul turistic, da. Deci urcăm la canionul 7 scări, care, apropo, este cel mai vizitat canion din România, fiind și la DN1 accesibil tuturor turiștilor. Coborâm pe Tiroliană. Aici trebuie să ținem un pic cont că este, pentru a coborâ în siguranță, sunt anumite limite de kilograme. Da, și asta așa e. Nu mâncați burger, vă rog. Mici. Mici se servesc după. Pe care mergem frumos către telescaunul de la Bun Loc, unde propunem turiștilor și clienților un zbor cu parapanta pentru a face un pic să ne ducem spre extrem. Spre adrenalină. Un pic de adrenalină, da. Și avem un zbor de 15-20 de minute care este accesibil tuturor. Copiii trebuie obligatoriu să fie însoțiți de părinți și de ce nu să facă poze din aer exact la tot Brașovul. A doua zi, având în vedere că nu știu cât s-ar rezista după un zbor cu parapanta, ne-am gândit împreună cu cei de la aerodromul Prejmer și Piatra Craiului pentru a efectua un zbor de agrement. Ok. Care, bineînțeles, sunt anumite tururi de la 15 la 40 de minute. Poți să te duci și singur, poți să mergi împreună și cu prietenii. Ok. Ca și noutate, cei de la aerodrom, la un avion cu o singură persoană, pilot-copilot, îți dă șansa și de a manevra un pic așa avionul, să vezi dacă ai talente sau nu. Să te lase un pic. Știu să te lase un pic să vadă cât de talentat ești pentru calitatea de pilot. Chiar ziceai de treaba asta, de manevrarea unui aerodrom, un avion sau... Când are importanță, până la urmă, ce... Știu că mi s-a întâmplat mie odată la Orșova, când am mers să văd cazanele Dunării și să vedem capul lui Decebal. Și șoferul chiar m-a văzut că îmi doream foarte mult, m-a lăsat pe mine să conduc tot traseul. Mi-ar explica pe unde să merg și deja știam. Greu nu e. De-aia zic, ar fi ceva benefic pentru toată lumea. Plus că adrenalina în sine și are rostul. Plus că adrenalina, cu vorba ta. Mă cât o gândeam, toată treaba aceasta cu One Day Trip, nefiind mediatizat, să o luăm așa, te gândi să faci o serie pe YouTube sau ți-ai gândit să faci
toată treaba asta să fie filmată, să arăți publicului? Da, ne-am gândit și să dezvoltăm și partea aceasta. Încă este un lucru, vrem să, în prima fază o să apară pe site-ul nostru www.holidaycarsbrasov.ro, unde o să apară toate traseele pe care le gândim. Fiecare client are la, va avea la dispoziție de a-și selecta singur traseul. Ok. Ideea de One Day Trip a pornit și din partea unor, să zic, clienți străini, sunt vinovați, care au venit și chiar am avut în lunile trecute o serie de turiști, să zicem așa, studenți cu Erasmus din Spania, care weekend de weekend veneau, luau mașini de la noi și mă întrebau unde să meargă, ce să viziteze. Și în fiecare weekend le-am stabilit câte un traseu. Okay. Și vrem să o extindem cât mai mult către partea și pentru turiștii români. Uite, eu am mai zis, ai menționat că eu sunt din Brașov și acum, poate în viitor, până de întâi mai oricum promitem că vom fi și noi. Aș vrea să iau și eu parte în acest traseu, să zicem acest traseu, acest proiect, să intru și eu să văd în acest traseu. Dă-mi un exemplu de traseu pe care să zic, l-ai gândit și zic, e ok, începem de aici, cam ce traseu ai, să zic, ai propune pentru prima dată? Pentru prima dată, cum am menționat de la început, aș propune Biserica Fortificată de la Sânt Petru, okay, care mergem la Biserica Fortificată din Hărman, okay, Prejmer. De la Prejmer urcăm către Vama Buzăului, acolo găsim Valea Zimbrilor, încă e, care e un parc național, să zicem așa, cu foarte mulți zimbri născuți în captivitate. Din câte am înțeles, s-au eliberat în zona Neamțului pentru a repopula partea de zimbri. Uh-huh. Și ne oprim la Cascada Urlătoare. No, wow, la Urlătoare. Ștefan, ai fost dat la Urlătoare? Nu, dar aș vrea. Chiar uite, chiar o să dăm o tură în Brașov și să te ducem și pe tine. E un lucru de vis. La Urlătoarea, știi de ce se spune Urlătoarea, nu? Tu de fel de unde ești? Eu sunt de loc din Bacău, sunt adoptat în Brașov, să zicem așa, din 2003. Proaspăt botezat în Brașov. Proaspăt botezat, da. Știți, ca orice cascadă când curge, sunt niște sunete. La Urlătoare sunt niște sunete speciale. N-o zic, trebuie să mergeți. Cu ocazia asta să faceți în așa fel încât să facem acest traseu. Deci, doamnelor și domnilor, trebuie să mergem cu Andrei. Aici în exclusivitate. Totuși la RTFM, da? De la noi ați auzit. După care putem coborâ pe partea de Târlungeni. Ok. Și aici putem stabili și trasee către Predeal, către Trei Brazi. Coborâm pe partea de Râșnov. Iar este o zonă foarte frumoasă și de la Râșnov, după ce vizităm Dinoparcul, uh-huh, pentru cei mici și cei mari, da, putem vizita cetatea de la Râșnov și mergem către Plaiul Foii. Plaiul Foii este un loc foarte drag mie, din prisma pietrei Craiului, care se vede foarte, foarte frumos și foarte explicit de pe terasa cabanei Plaiul Foii. Uh-huh. Putem urca la Măgura, după care Peștera și coborâm către Moeciu. Referitor la Măgura, urcați, dar nu continuați drumul, trebuie să vă întoarceți. Se poate pe partea de Peștera, se poate. Au mai lucrat la drumul acela și putem ajunge, de la partea de Moeciu, putem ajunge la cea mai înaltă localitate din România, dacă nu mă înșel, fundată. Da? Fundat, peisajele sunt foarte superbe și din câte am înțeles, acum trebuie să mă mai documentez, s-au construit o pensiune, nu neapărat o pensiune, un camping cu căsuțele hobiților. Este adevărat, știu zona de care zici. Au să-ți povestesc mai multe despre... Și aici putem încheia primul traseu. Depinde cât de hotărâți suntem și cât de dornici de a vizita. Chit că eu sunt din Brașov, eu unul chiar îmi doresc să particip. Adică eu n-am văzut niciodată, eu chiar sunt foarte... Cu drag te aștept. Din prisma ta că ești din București, mai zic, dar a mea că sunt și din Brașov, pe mine... Chit, știi cum e? Eu am stat în Brașov multă vreme, dar n-am apucat să fac acest circuit, să zic...
cum l-ai plănuit tu. Sună foarte ca lumea, deci eu îmi doresc enorm să particip. Referitor la un traseu pe viitor, să zicem, ce ai zice despre un traseu probabil uite Dobrogea. Dau un exemplu, să zic în Dobrogea dacă ai fi să mergi. Sau hai să nu în Dobrogea, ai zis că ești din Bacău, tu cunoști mai bine zona Moldovei. Dobrogea. Și Dobrogea, și Dobrogea este interesantă. Producta Sarichiei. Munții Măcinului chiar mea e partea de Brăila, Galați, Tulcea, unde avem delta Dunării. Ai fost vreodată la Sarichiei? Nu. Trebuie să mergi. Pe voi vă duc. Unde? La Sarichiei. Unde e? Cum unde e? Mergem să vizităm. De acolo sunt eu, băi. Merge. Da. Haideți să luăm o scurtă pauză, să ne revenim puțin și vom reveni cu Andrei și cu Ștefan la Matina la Arte FM. Revenim în câteva minute. Hello! I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, poor pussy, poor pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm bună, sunt Sidonia și vă aștept să ne ascultați la Arte FM. Experts, assuming that there are some out there, they're probably alone.
solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I just put her right back with the rest. That's the way it goes. Like, baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. The careless whisper from a careless man. A neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. An eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got an ace in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. Cause complete control I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. But guess whose piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told her whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. So you. Keep on.
altcineva. Așa. Am și revenit în ultima parte a matinalului Art FM cu Ștefan și invitatul nostru Andrei de la Holiday Cars. Și normal, ca orice altă rubrică, de fiecare dată când vorbim cu tine la telefon, te întrebăm ce ne-ai pregătit și pentru astăzi. Astăzi continuăm descoperirea bisericilor fortificate ale Transilvaniei și continuăm cu biserica fortificată din Fișer. Ok. Începutul acestei biserici fortificate sunt necunoscute. Ele au fost atribuite undeva în începutul secolului al XV-lea. Este un edificiu de dimensiuni reduse, nu, okay, foarte, nu foarte mare. Stai un pic mai aproape de microfon. Ok. Așa, nici problemă. Sunt reduse sub formă de sală, formă îngustă și cu închidere poligonală la răsărit. Au apărut imagini în secolul al XIX-lea care arăta că biserica fortificată era înconjurată cu turnuri și pe două niveluri. Pereții aveau gururi de tragere, iar cel de-al doilea nivel era dotat cu drum de strajă pe console din lemn, fiind pentru apărare pregătite. Tot la Fisher, ce m-a impresionat foarte mult pe mine, se poate vizita pajiștea cu cei 76 de stejari seculari. Au fost propuși ca monumente ale naturii, au circumferințe de 4,7 metri, deci destul de bătrâniori, să zicem așa. Este un punct de atracție pentru iubitorii de natură și cei interesați de istoria Transilvaniei de sud-est. După care mergem la biserica fortificată din Bunești. Uh-huh. A fost concepută în primă fază la sfârșitul secolului al XIII-lea ca o bazilică. Altarul este datat din 1805, în stil clasicist. Această dată este valabilă și pentru orga aflată deasupra altarului, construită în stil rocococo. Pentru cei care nu cunosc acest stil, recunosc și la mine rococo, stil arhitectural, decorativ, artistic și de design interior apărut în Franța secolului XVIII-lea. Orga în 2007 a fost transferată la Brașov, restaurată și amplasată în Biserica Sfântul Martin din Brașov. Tot aici găsim și o cristelniță de piatră cu inscripție de renaștere târzie de prin secolul al XVII-lea. Ne îndreptăm către Criți, unde primele documente despre satul Criți sunt din 1270-1277. Vechea biserică a fost demolată între 1810 și 1814 și s-a construit noua biserică în stilul neoclasic. În secolul al XIX-lea a fost demolat și zidul interior, iar în 1909 au fost demolate parțial magazinele pentru provizii. În 1908 s-a practicat o poartă prin turnul de vest pentru a permite trecerea dricului. Pentru a-i duce pe cei... Am înțeles. Un lucru foarte interesant în biserică, se află lăzi datate din 1666 și 1724, iar băncile care sunt pictate datează din 1793. Clopotele sunt inscripționate cu datele din 1549 și 1551. Ok. Mergem către Meschendorf, iar este un sat foarte vechi, prima testare este în 1322. Biserica a fost construită în secolul al XIV-lea în stil romanic. Majoritatea bisericilor fortificate vechi din zona Brașovului au fost în stilul romanic. În 1495 biserica a fost fortificată, cu ocazie cu care turnul i s-a adăugat un cat de apărare, iar bisericii corul și nava. În cursul lucrărilor de restaurare de la începutul secolului al XIX-lea au fost demolate bolțile bisericii, care se aflau în pericol de prăbușire, dar turnul a fost păstrat și în momentul actual în forma sa medievală. Dacă tot am parcurs zona aceasta, mergem și la arhicunoscutul Viscri, care pe lângă prințul Charles al Marii Britanii, care și-a cumpărat o casă acolo, mai nou, din câte știu, e și Dana Rogoz
Abraham Burica s-a, s-a mutat în zona Viscri. Da? Este unul dintre cele 7 sate din România listate în patrimoniu UNESCO. Principala atracție este biserica fortificată, o adevărată comoară medievală. A fost ridicată în timpul secolului al XIII-lea, în care înainte exista o biserică romană. Se spune că este cea mai frumoasă biserică fortificată din Transilvania, inclusă în patrimoniul UNESCO în anul 1999. Dacă tot am ajuns la Viscri, nu se poate să nu ne bucurăm de mâncărurile tradiționale și, și vă recomand cu drag pensiunea Viscri 195, unde gazdele Nina și Dorin ne oferă o atmosferă unui trecut îndepărtat, plin de liniște și ospitalitate. Pensiunea a fost reamenajată într-o casă săsească construită în 1934. Aici în sat putem vizita fabrica de cărămidă și fierăria din sat. Se păstrează foarte bine tradițiile din trecut. Este un sat foarte liniștit și ca un pont vă dau, la pensiune se mănâncă cel mai bună tocană de berbecuț. Nu mai vorbim despre mâncare, că mâncăm aici, mușcăm din masă. Dar, doar ne gândim și atât. Urmea că am fost și eu. Rămâne să ajungem în zonă neapărat să... Da, uite, eu nu am fost și chiar sunt foarte, foarte entuziasmat de ce ai spus tu aici și mă duce așa un pic cu gândul și... Da, pentru cei pasionați sunt foarte multe tururi pe bicicletă. Wow. Sunt trasee pe bicicletă. Ce care zici, Paul? Poți să traversezi tot satul pe bicicletă și peisaje. Da, și uite, chestia asta cu păstrarea tradiției mi se pare foarte, foarte importantă și foarte interesantă, pentru că știm cu toții că în ultima perioadă nu prea s-au mai respectat așa tradițiile și s-a cam pierdut așa din... Încep să cam dispară tradițiile. Da, da. Gândește-te, Ștefan, că în sat încă sunt doamnele în vârstă care împletesc ciorapii de lână. Stai și care seama. Sunt foarte căutați. Foarte mulți turiști străini ajung și, cum spuneam și în prima parte, sunt foarte fascinați de sălbăticia, în sensul bun al cuvântului, de sălbăticia României și tradițiile care încă se păstrează. Să nu zic de potcovitul cailor în Viscri, da, este foarte renumit, încă este una dintre cele mai mari din țară. Da. Este chiar acolo, mă înșel, aproape de biserică. E la fierăria din sat, acolo poți să stai jumătate de zi și rămâi fascinat. Lucru care majoritatea și celor mai tineri doar la televizor le-au văzut probabil și în ceva poze. Restul este un lucru foarte... Inclusiv ciurda care vine de la Pășune și merge prin tot satul și fiecare se duce. Un loc, aici depinde foarte mult de fiecare turist cu ce vrea să rămână din, din experiența vizitei în satele săsești din, din jurul Brașovului. Mă gândesc, eu dacă merg acum la Viscri, îmi permit să zic să stau și o zi, poate două, dar în timpul excursiei este o ședere peste noapte sau e doar... ceva temporar. În timpul excursiei depinde cât de mult dorește clientul să exploreze. Noi pregătim, în prima fază ne-am gândit la 7-8 trasee, okay, care se pot uni. Bineînțeles că se poate rămâne și se peste unește noapte. Într-unul mai mare? Se sau... pot uni, deci noi le-am gândit să cumva ele să aibă legătură unul cu altul. Bineînțeles, baza e de plecare din Brașov. Dacă un client, spre exemplu, am povestit la un moment dat de cetatea Rupea, poate să rămână la Rupea, poate să rămână la Viscri. Deci are libertatea, are libertatea de... de alege, nu sunt trasee impuse. Deci, și e foarte fain. Cumva noi vrem să plecăm din Brașov, dăm traseele, nu neapărat pentru o zi, poate să fie și pentru 2-3 zile, nu limităm. Efectiv, dorim să lăsăm la libera alegere a clientului de a-și selecta singur cele traseile care le dorește să le facă. V-am zis, pe site, pe www.holidaycarsbrasov.ro vom avea secțiunea și de trasee în care fiecare client își selectează, poate să facă toate traseele, depinde de timpul care l-are alocat. Da. Poate să rămână la Viscri. De la Viscri dorim să trecem către partea de Făgăraș, la cetatea Făgărașului. De acolo poate să se întoarcă către Brașov, da, unde la Mândra găsește Muzeul de Ie și Povești, o zonă foarte interesantă și un muzeu foarte interesant despre care vom povesti în edițiile următoare,
sau poate să meargă către partea de sâmbăta de sus, către Sibiu. Super. Da. De la Viscri, scuză-mă. Nu, nu, ce probleme. De la Viscri, vrem să includem și partea de Sighișoara. Mm-hmm. Sighișoara, Mediaș, Sibiu. Super, super. Și de la Sibiu să se reîntoarcă către Brașov. De ce nu poate să meargă de la Sibiu către Valea Oltului, cu mănăstirea Cozia. Sunt multe lucruri de văzut și pe partea de Valea Oltului, de Râmnicu Vâlcea, să se întoarcă pe partea de Câmpul Lung și ajungem din nou la Fondata, unde poate să tragă aer curat. Să respire un aer foarte curat. Un traseu sănătos, să zicem așa. Da, mi se pare în primul rând un proiect cel puțin interesant și fix din pricina ariei extinse de activitate a proiectului respectiv și că veni vorba de mașini și de facilitățile pe care voi le oferiți, aș vrea să vă întreb exact ce tipuri de mașini se pun la dispoziție clienților și facilitățile acestora, dacă ai putea să ne spui. În mare parte sunt turisme de 5 locuri. Uh-huh. Ne axăm foarte mult pe marca Dacia Renault. Uh-huh. Deci tradițional. Tradițional să zicem așa. Sunt mașini foarte fiabile și cu garda destul de înaltă, având în vedere și traseele pe care le-am gândit. Cea mai veche mașină este din 2015, cu toate dotările aferente, navigație, aer condiționat, tot confortul. Noi am gândit ca și holiday cars, fiind din Brașov, când vine omul la Brașov se gândește la vacanță. Da, da. Și ne-am gândit să oferim un confort sporit. Și ați îmbinat utilul cu plăcutul? Și am îmbinat utilul cu plăcutul. Deci un proiect tradițional de la un capăt la celălalt chiar este de apreciat și pe mine cel puțin m-a captivat și m-a mai fascinat cu acest subiect și chiar țin să-ți urez succes și în tot ceea ce faci și să știi că și noi suntem foarte, foarte entuziasmați și de-abia așteptăm să facem, să luăm și noi un sneak peek așa din acest proiect, să gustăm și noi un pic. Mulțumesc. Asta a fost trailerul, urmează premierea în mai. În mai urmează premierea, da. Ziceai, Ștefan, că tu ești din Tulcea, practic. Da. Mi-ai zis la pauză că ai fost în Delta. Da. Și te-aș ruga să-mi spui ce ți-a rămas în minte din Delta, ce te-a fascinat, ce te-a captivat. Delta n-are cum să nu te fascineze. Toată Delta, am rămas fascinat de toată Delta. Am fost la Mila 23. Mm-hmm. Și am fost acum 2 ani de zile la Sulina. Super. Unde orășelul mi-a rămas în suflet, să zic așa. Dunărea se varsă în mare, ai și plajă, ai și Dunăre, și oamenii foarte primitori, un pic greu accesul. Este, cu vaporul se face cam 4 ore din Tulcea, da. Și cu rapida cam o oră, jumate, două. Cam așa. M-am simțit ca în toate pânzele sus. Da, da. Uite, și eu am fost vara asta de ziua mea chiar la Sulina pentru prima oară și mi-am făcut acolo niște prieteni foarte faini. Oamenii sunt foarte, 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 foarte ca lumea și chiar recomand Sulina, plus că nu mă așteptam să fie atât de vizitată vara. Este full, înțelegi? Full, nu ai loc pe stradă. Nu mă așteptam. Îmi imaginez că e perioada aia de litoral. Eu n-am fost și chiar sunt curios. E foarte fain, deci e foarte fain. Și găsești cazări, găsești restaurante foarte, foarte multe, cu specific, cu... Este foarte interesant. Deci aici ce trebuie. Un oraș care e pe depus pe listă. La Retea nu. Nu. Doar la Sulina. Mi-a rămas un oraș foarte, foarte mișto, să zic așa. Mm-hmm. Un oraș de vizitat, și... poți vizita tot. Și turn, parcă este și un turn. Da, este. Și uite că eu stau la o aruncătură de băță de Dunăre. Eu în spatele casei am Razim, mm-hmm. cel mai mare lac din România. Și recomand Țarichioiu, așa se cheamă localitatea de unde sunt eu originar, să zic așa. Și cred că proiectul ăsta pe viitor s-ar putea extinde mult mai mult și cred că are asta potențial. Este ținta noastră, cel puțin, cumva să-l extindem ca și recomandare.
turiștilor care vin către Brașov poate să vină cu încredere cu trenul, da? Pentru a elibera de stresul de a sta în coloană pe DN1. Exact. Prelorile le facem și din gară, putem să le facem și de la aeroport, aici din București, cred că și din Brașov cândva. Păi deja la chiar și din Tulcea. Și din Tulcea, de ce nu? Putem face un traseu și, exact, și exact. Din Tulcea. Pe mine mă fascinează, e wow. Majoritatea clienților care au fost din Tulcea, partea Tulcea-Constanța, au venit cu trenul către Brașov. Și cred că este un proiect unic, nu? Adică nu cred că se mai găsește... Nu cred că este unic, dar dorim să-l ducem la un nivel. La un alt nivel, da. La un alt nivel. Pentru noi este o bucurie de a pune un zâmbet pe chipul clienților după serviciile oferite. Dorim clienții să rămână cu o amintire plăcută, frumoasă. Și așa îți dai seama frumoasă. De oamenii profi, știi? Dorim să rămână cu o aventură, în primul rând, și cu lucruri frumoase, pentru că trebuie să promovăm lucrurile frumoase din România și ce e frumos. Exact, exact. Pe de o parte, mă bucură partea de pandemie, vedem și părțile bune. Ce am observat în ultima perioadă, foarte mulți clienți se axează pe turismul rural și românesc. Nu mai pleacă în afară. Da. Și văd o bucurie în chipul lor de a-și redescoperi sau descoperi țara. Da, asta urma să te întreb, având în vedere pandemia aceasta, chiar voiam să te întreb dacă te-a afectat în vreun fel, dacă s-a schimbat anumite aspecte, dacă, știi? Ca în orice business... Am fost și noi afectați pe anumite aspecte. Căutăm să respectăm regulile în vigoare. Fiecare autoturism este dezinfectat după fiecare utilizare. Recomandăm purtarea măștilor, păstrarea distanței și de ce nu să încercăm să ne și vaccinăm. Aici rămâne la latitudinea fiecărui individ pentru a putea merge mai departe. Că tot ne apropiem și de finalul matinalului și chiar în acest final de anchetă, să spunem. L-am descus. Sper că te-ai simțit bine cu noi, Andrei, astăzi. Foarte bine m-am simțit. Bine. Că nu aș numi o anchetă. Așa spune noi. A fost o discuție. Te-am descusut, te-am întors toate părțile. Sper să mă fi descusut cu... Un pic mai pe trag de microfon. Sper să mă fi descusut cu totul și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi mulțumim. Noi îți mulțumim și pentru că ai venit. Echipa Art FM ți-a pregătit ceva astăzi. Cum am zis și ieri colegului nostru Cristi, audiența și-a spus cuvântul și pentru că audiența a decis ca voi doi, ca rubrici, să fiți cei mai buni, noi, pe baza audienței, îți oferim și premiul de excelență. Vă mulțumesc frumos. Poftim. Și pentru tot profesionalismul de care ai dat dovadă în acest matinal. Dar totuși rubrica a avut succes. Da. Deci audiența și-a spus cuvântul. Mă bucur să aud chestia, să aud lucrul acesta. Încercăm să dezvoltăm cât mai mult proiectele pe care le gândim și să aducem România frumoasă înapoi. Trebuie, că e la urmă țara noastră, în aici trăim. Da. Că mi-am adus aminte de așa de ultimă întrebare legată de... Tu ai zis că ești din Bacău. Da. Dacă într-o zi ți-ai propune să-ți dezvolți un traseu din orașul natal și să le zici, uite, eu aici am stat, am și zone în jurul, ne v-aș putea arăta. Ce ne-ai putea spune de un potențial traseu, să zicem, acolo? De un potențial traseu în jurul Bacăului ar trebui să mă documentez un pic mai bine. Mergem către partea de Onești, unde sunt câteva poduri făcute de pe vremea romanilor. Mm-hmm. Avem biserica de la Borzești, a lui Ștefan cel Mare. Și mănăstirea Cașin. Sunt multe lucruri, cred, de vizitat și în zona Bacău. Cred că oriunde te-ai duce, oriunde te-ai duce. Pe care am urcat către partea de Neamț. Partea de Moinești, Dărmănești, iarăși o zonă muntoasă. Mergem către Târgohna, la Salina de Sare din Târgohna. Asta chiar e un must. E un must. Sunt multe locuri. Fiecare județ, fiecare regiune are locuri
minunate. Numai trebuie să le descoperim. Să le săpăm, cum să le spun. Săpăm, să le exploatăm un pic. Să le exploatăm și să ghidăm turiștii. Majoritatea, cum am mai spus, majoritatea turiștilor vin pe o anumită structură, pe un anumit traseu, care auzi de la prieteni, auzi de la rude, s-au documentat pe internet. Ei trebuie ajutați. Vin pe chestiile generale. Cât de mult lume poate s-a gândit să viziteze lacul de Smarald, că acesta mi-a venit acum în minte. Cât de multă lume s-ar fi gândit că există lacul Sfânta Ana, care este singurul lac vulcanic din România, care sunt chestii care doar din cărțile de geografie. Altfel e când le vezi live și poți să le treci la face-to-face și să rămâi cu o amintire plăcută în minte. Na, până la urmă e România, trebuie să luăm și partea numai pozitivă, că avem o țară frumoasă. Chiar putem spune că este cam printre singurele țări cu cele mai multe zone de relief, da, din și Europa. Avem și mare și munte și câmpie și podiș și tot ce... Și noi încă păstrăm foarte mult ruralul, adică noi păstrăm și cultura și tradiția în continuare. Este și puțin spus că nu... Și hai să o păstrăm frumoasă. O, da. Asta datorită lui Andrei, că această campanie va avea, eu zic, un mega succes, da, și da, noi da, îți ținem pumni. Și noi îți ținem pumni oricum. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Andrei, pentru că ne-ai onorat cu invitația și sperăm să te mai vedem aici pe platou. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc succes pentru mai departe. Cu tine ne regăsim luni. Luni și miercuri, de la 9:30. Cam atât pentru astăzi la matinalul Art FM. Eu am fost Paul. Eu am fost Ștefan. Și Andrei. Și noi ne vedem și mâine dimineață de la ora 8 la matinalul Art FM cu un format la fel. Dar până atunci, nu uitați, astăzi de la ora 1 avem super emisiuni. Începând cu ora 1 avem Star Art cu colega noastră Beatrice Lianda. Totodată de la 2:30 Fan Art, tot cu Beatrice Lianda. Noi vă lăsăm cu muzică bună și să aveți o zi superbă. Mulțumim, Andrei, și în continuare vă lăsăm cu muzică bună. Hello tuturor! Ground control to major